Salutare și bine v-am găsit la primul live făcut de mine pe Twitch. Știu că pare a om nebun pentru cine intră în timp ce eu vorbesc singur, pentru că normal acum nu am niciun... nu e nimeni care să uite la mine, însă o să vorbesc singur ca nebunul chiar dacă sunt pe un live și nu se uită nimeni, pentru că o să trebuiască mai apoi să abladez filmulețul pe YouTube, deci trebuie să mă adresez și celor care nu vor fi live astăzi și se vor uita pe YouTube la filmuleț. Nu știu încă foarte bine să folosesc programele de streaming, este adevărat, recunosc. Este încă o necunoscută pentru mine, pentru că este și prima oară și nici nu am avut timp să mă pregătesc, să zic așa, foarte, foarte mult pentru primul stream, însă m-am gândit pe repede înainte că trebuie făcut pentru că este weekend de sâmbătă și pentru că beta deja a ieșit de aproximativ 2 zile, da, zi, sâmbătă a ieșit joi. Eu o să fac stream-ul ăsta, fie că sunt sau nu vizualizatori pe Twitch pe cont, dar trebuie să încep de undeva. Nu intenționez să-l lungesc foarte mult sau să-l fac de 17 ore, nu știu, n-am un termen sau un timp limită, o să mă joc atât cât am chef, ca să zic așa. L-am început, m-am gândit că cel mai bine ar fi să încep ceva de la zero făcând acest stream, dar după aia am stat să mă gândesc mai bine și am zis că momentan nu și are rostul pentru că nu am atâția oameni care să uită încât să pot să atrag un public cu ceva nou sau sincer nu prea-i văd rostul momentan la să fac ceva nou. Mai bine sincer continui ce am început joi seară eu. Bineînțeles că vorbim de carieră cu FCSB, cum se și vede. O să vă arăt întâi un pic așa, o să fac un rezumat la ceea ce s-a întâmplat până acum. Suntem pe 26 octombrie, am jucat deja turul, mare parte din campionat și am deja jucat și meciurile europene și după cum cred că v-ați dat seama din ce vă arată aici, oarecum deja sunt, am reușit să accesez și grupele europene. O să vă mai cer un pic de răbdare pentru că vreau sincer să încerc să-mi pun și moaca pe aici pe undeva, dacă am cum și dacă știu, bineînțeles. Vedem, nu. Da, în fine, asta o lăsăm așa, dacă e să fie bine, dacă nu, la fel. 2 secunde să-mi aprind totuși Twitch-ul pe telefon, nu ca să fac o vizualizare, mai degrabă ca să am o perspectivă a ceea ce se întâmplă și live, cum ar veni. Dacă și găsesc postarea ar fi superb. Da, între timp o să vă mai spun, așa cum am mai spus la început, că o să avem acest stream îl voi pune și pe YouTube, pentru că de ce nu? Ok, aparent sunt și da. Nu știu cât de live e toată treaba asta, dar sper să fie cât mai live. Ok, haideți să trecem la treabă că deja o întindem. Bun, n-am descoperit încă tot din ceea ce probabil FM20 aduce, însă am descoperit câteva lucruri pe care le-am spus și în filmulețul de descriere a FM20 pe care l-aveți pe YouTube pus la dispoziție, în care v-am arătat ce aduce nou FM20. În mare parte sunt schimbări majore, sunt schimbări care sunt binevenite, dar nu majore încât să vă bramburească mai rău față de FM19 sau să nu mai știți ce să faceți pe un joc față de FM19. O să le vedem în timp ce ne jucăm. O să vi le explic acolo unde e cazul.
Și o să vi le arăt mai în detaliu, dar nu o să stau acum să vi le arăt pe toate. Suntem în etapa 13-a, de fapt s-a jucat, cred că doar eu mai am restanță, cred că toată lumea are 13 meciuri, în afară de Clinceni, care trebuie să joace cu mine, și s-a jucat deja așa primul meci din a doua. Haideți să văd totuși. Da, s-a jucat primul meci din a doua, etapă de retur. Și noi nu jucăm nici etapa asta, pentru că avem meci în Cupa României, cred. Da. Păi, ce să vă zic, că suntem în retur deja. Venim după un meci dramatic, o înfrângere ca la ușa cortului, care mi-a produs o grămadă nervi. Echipa a rămas în mare parte aceeași cu care puteți să începeți cariera. Cu Manea, cu Bălgădean, Manea, Planici, Panțâru, vedeți, vi zic pe aia care-i cunoașteți. Vână, Mantă, Nase, Coman, Cristea, Crețu, Moruțan, Oaidă, Popa, Mutinio, Hora, Soiledis, Popescu, Vlad și Ciorbagischi. Am simțit nevoia, ca de obicei, să iau un fundaș central, pentru că nu aveam prea mare încredere în Cristea sau în Ciorbagischi ca rezervă, și l-am luat pe Jorge Lozano. E liber de contract, dacă nu mă înșel. Da, vine liber de contract, arată bine, comparativ cu Cristea. Nu e diferență mare. Unde, Doamne iartă-mă, Cristea, Iulian. Cristea. Deci pe ce joc eu? Ball playing defender defend. Dar fi cam pe acolo. Are un pic mai bună tehnică Cristea, e un pic mai bun în mental, e un pic mai bun în mental Cristea. Dar, nu știu, parcă tot îmi dă mai multă încredere Lozano asta. Am mai luat un mijlocaș central, Hordagic, un bozniac, chiar ți-l recomand, 400.000 de la Bran. E foarte, foarte ok, mai mult decât acceptabil. La fel, de ce l-am luat? Păi, de ce să îl iau? Pentru că la echipă, în mare parte, în afară de Vână, Oaidă, care Oaidă nu e așa de bun, cum aș fi așteptat să fie, de fapt, și în afară de ăștia doi, Popescu e pe planeta lui, e ok, dar doar rezervă sau backup, iar Pintilii nu-i pe post, Filip nu-i pe post, Nedelcu nu-i pe post. În ce sens? În sensul că îți mai degrabă mijlocaș defensiv decât central. Și decât să stau să mă chinui cu ei să-i învăț un post nou, până de acolo l-am împrumutat de Filip și de Pintilii, am scăpat și l-am luat pe Ordagic, care chiar e ok. Vână merge Belea, Man foarte slab, nu mă așteptam, slab în ce sens? Nu ca atribute, cât ca performanță și condiții în care joacă inside forward. Ideea care e, eu joc inside forward pentru că asta jucam și anul trecut. Anul ăsta a apărut poziția asta, inverted wingback, winger, m-am amăsit și nu știu ce să zic, încă n-am testat-o, sunt așa un pic încă în dubiu, probabil că poate merge mai bine cu asta, dar eu mă țin pale mele. Diferența, de câte am înțeles, e că ăsta centrează mai mult, ăsta intră mai mult în care. Mie îmi place mai mult să taie în care spre jumătatea careului și să tragă. Cam asta ar fi tactica mea mai degrabă. Dar încă n-am prins diferența. Că și la nivel de atribute evidențiate nu se schimbă foarte mult. Adică aici e vorba de un anticipation, aici e vorba de un crossing, aici nu-i decision, aici e decision, aici nu știu, îl las așa, oricum slab.
În sensul că 10 meciuri, 4 asisturi, un gol, nota e bună, dar nu la ce mă așteptam eu și nu, de exemplu, cum e Coman. Coman foarte bun, la fel, la ce ai discuții și aici, eu îl joc tot în side forward. Și e foarte bun Coman. Coman are alte scoruri, are deja 8 goluri în 10 meciuri, are 3 asisturi, merge altfel, merge mult mai ok, mult mai ok Coman. De ce? Nu știu. Nu știu, chiar nu știu. Asta e echipa, tactica... Cam a, Filipov, da, atacant. Bă, Noere de vânzare. Vă zic, dacă cu Noere, la revedere cu el, n-are ce să facă. Noere n-are ce să caute, sincer. E mult prea degeaba, mai ales dacă jucați advanced forward. El nu știe săracul, el mi se pare că e decât target man sau ceva de genul. Oricum foarte slab. L-am vândut, e și accidentat vreo 3 luni când începe jocul. Adică mai bine vă lecuiți decât să... să faceți de-astea și așa că Noire a zburat, sincer. Ca atacant, ce mai era? Mai era bulgarul care e la echipa a doua, care în realitate acum ai dat dispărut, sau polonezul, ce ăla, nu mai știu cum îl cheamă. Tsumu, care e de nivel de Liga a treia și Hora. Mă, Hora e ok, dar nu de titular, în sensul că mie joacă bine, dar e bun și ca rezervă și mi-intră bine în meci pe parcurs. Ia uite, vor arabi. E bun pe postul care îl joc eu și nota nu e rea. N-are goluri în campionat, dacă nu mă înșel. Are în schimb în Europa League 11 goluri în 6 meciuri. Bine, Europa League o să vă arăt. Am jucat cu niște petări și am dat în play-off de o echipă care nici pe-n cap nu trecea că o să o elimin, dar am avut noroc și sincer am eliminat-o. Nu știu cum, dar să fie primit vorba aia. Hai să vi-l arăt un pic pe ăla, că tot mă țin pe Filipov. Bă, ăsta da, 27 de ani, nu e tânăr, nu e la prima dragoste, nu vă uitați la astea, pentru că astea am observat că anul ăsta, nu știu, anul trecut, nu mai mi-o aminte dacă se foloseau, dar anul ăsta stelele de la raport cresc și scad în funcție de cum joacă un jucător. Adică dacă tu 5 meci, dacă un jucător când începe sezonul are 3 cu 3, 3 care în 3 potential și mai apoi rupe norma, dă 10 goluri în 15 meciuri, o să apară 4 jumate cu 4 jumate. Ca așa e evaluat, că e evaluare în funcție de lot. Un moment. N-am și un bericiu aici lângă mine, să nu mi se auzi ce-i gâtul. Da, și crește și scade în funcție de performanța meciurilor în timpul sezonului. Ăsta când l-am luat n-avea atât, avea 3 jumate, ceva de genul, dar nu prea mai dau gol. A început bine, momentan are 10 cu 5, dar a început bine în sensul că a marcat primele 5 în 5 etape. Două etape, trei etape, ceva de genul și după aia n-am mai dat gol, săracu, nu s-a mai întâlnit cu așa ceva. Nici nu știu dacă pot să văd. În fine, de oricum, ideea e că îl recomand pentru că e ieftin, e la 200.000, e mai bun ca Hora teoretic și practic și dacă facem o comparație. Hora, advance, forward, attack. E mai bun, are dribbling-ul, first touch-ul și finishing-ul mai bun. Finishing-ul bine, e tot pe acolo. La pasă nu mă interesează, sincer. Tehnica e mai bună. Anticiparea, restul sunt oricum unde Hora e peste, sunt echilibrate. Per total, eu i-aș da un plusul ăsta. Mai ales pe accelerație, agilitate și balanță la fizic e mult mai bun. E mult mai bun. Și de-aia zic că nu e top, nu e best of the best, dar la 27 de ani, pe un salariu de 67.000 pe an, pentru că nici nu vrea foarte mulți bani, în sensul că el vine de la o echipă, vai de steaua lor aia, de la Desna, Cern, cum l-o chema, care cred că nici nu sunt în prima ligă, sunt undeva până, uite că sunt în prima ligă. Da, ideea e că vine Beatu, vine și recomand solemn. Ce mai am cumpărat eu pe aici și a? Păi nimic. Cam ăștia 3 au fost, nu că n-aș avea bani mai am vreo 1.500.000 și 2 milioane la salarii.
Că și ca și transferuri, în mare parte, bine că le arată pe toate și noi vrea să le arate pe toate. Oricum, ideea e că am luat pe jucători mai mult decât am dat pe ei. E o diferență de 2 milioane care mi-a intrat în buget mare parte din ei, dar mi s-au judecat și la transferuri mie. Oricum ar fi, dar nu-i vreau pe toți așa, hai să dăm după dată. Oricum ar fi, ca și cheltuieli am avut undeva la 5-600 de mii și ca și plecări am luat un băț pe Noiere, am luat 600 pe Salomao, 200 pe Chicheviț și 1 milion pe Filip. Nu-i rău. V-am zis, Filip, nu știe aici, nu știe și la 29 nu mai stai să-l cresc, să se ducă sănătos. Ăsta săracul, vai de el, n-are ce să facă, ce să caute, l-am dat ca să fie. Chiar mă miram că a venit cineva. Bă, Salomao bun, bun de backup, bun de rotation, bun de cum vreți voi. Doar că între el și Moutinho a trebuit să scap de unul, că nu puteam să stau să joc chiar așa cu toți. Și plus că Moutinho e un pic mai tânăr și Moutinho face și partea asta. Merge și un pic în centru chinuit. Salomão doar pe parte, o parte unde oricum e Coman și oricum e Tănase, care poate fi schimbată pe AMK pe partea lui Coman. Plus că pe partea asta unde Moutinho știe ce mai bine e Popa, dar care știe mai degrabă winger decât inside forward ce joc eu. E Man, care nu e în formă foarte bună, nu știu ce am să zic. Și v-am zis, Moutinho merge la mijloc. Mijloc unde e Tănase, Moruțan care oricum pleacă accidentat și nu e așa de bun. Și mai trebuie un backup acolo, din punctul meu de vedere. Atunci, da, l-am păstrat pe Moutinho. Dar Salomão merge ținut. Dar dacă vreți să vindeți, să faceți bani pe ceva, merge și vândut în același timp. Cred că puteam să iau mai mult de 625.000, dar am zis, lasă, ducă-se, nu mai stau atâta pe gânduri, mai nu știu ce, mai nu știu cum. Nedelcu, băi, Nedelcu e bun, are potențial, numai că pleacă ca DM, ca poziție principală. Și dacă nu cumva jucați un 4-3-3 de la cu un DM, 2 MK, 2 aripi și un atacant, fără AMK, atunci nu prea aveți ce să faceți cu el, pentru că Deep Lying de-abia începe să învețe să joace, dar nu știe încă foarte bine să joace. Și e păcat, pentru că el are un contract oricum pentru un contract de un post de titular mai degrabă decât backup. Și decât să vi-l puneți în cap, mai bine îl împrumutați, pentru că oricum nu face gălăgie dacă îl împrumuți. El ce a pățit ca să no, mi-asum. Ce a pățit el, ca să zic așa? În principiu, l-am împrumutat la Viitor. Ideea care a fost? În posibilitatea de a-l împrumuta, știți că aveți selectat rolul. Am selectat mijlocaș central, am selectat să-mi joace deep lying playmaker. Nu mă interesa ce, mă interesau bani, nu mă interesa să plătească salariul, nu mă interesa nimic. Mă interesa o echipă care să-mi joace acolo, ca să-mi învețe acolo și când vine să fie mai bun pe poziția aia, să pot să-l mențin eu la echipă. Viitorul l-a luat și l-a jucat 5 meciuri, dar nu l-a jucat în poziția aia. Și vine frumușel secundul cu informațiile legate de treaba asta și atunci i-am dat recall. I-am dat recall, am împrumutat în nou și s-a ajuns la Alali. Alagli, care văd că, uite, vezi, joacă mai bine și joacă și cred că în poziția aia. Acum nu știu. La Development Center, v-am explicat la fel în filmulețul trecut ce e o chestie nouă care acoperă taburile de echipa a doua, Under 19 și de Youth Intake. E utilă, pentru că ți arată și îți dă un preview, să zic așa, din partea lui Head of Youth Development despre ce jucători ar trebui de la echipa a doua, de exemplu, să promovezi tu la echipa a întâi sau despre ce jucători ar putea tu de la echipa Under 19 să-i promovezi la echipa a doua.
și cum ar putea evolua ei în timp. E aici, bineînțeles, că mi-i dă Pănedel cu candidat pentru prima echipă. Olaru, care trebuie să vină încă, dar văd că e așa, apatic la Gazmetan și nici măcar nu e titular. Și mai e Belu, care la fel l-am împrumutat pentru că n-am putut să-l vând. Că o să-l vând, că n-am ce face cu el. Ca și tineret, așa mai așa e Iani Stoica ăla, care văd că are o creștere formidabilă. Da, chiar are o creștere formidabilă, păcat că nu știe inside forward. Dar oricum, la 16 ani, sincer, nici nu știu, are contract de senior? Da, da, bine că are, că altfel. Da, nu știu ce e de capul lui, chiar sunt curios să vă pe viitor. El zice că ca potențial, domne, rupe cura târgului, dar vedem ce e de capul lui. Robert Ion, de ăștia, ei știți majoritatea. Oricum e bună treaba asta, e foarte bună, că ți-arată ce să faci, îți dă un preview despre ești jucător care poate în mod normal nu te uita la ei, că nu te uiți. Și e foarte bună, că ți arată lucrul ăsta și îți dă și un advice, să zic așa, gen could become a star player and potential better than Adrian Popa, știi? Bine că probabil sunt umflate, cred eu, dar tot e ok. Da. Tactică. Păi, asta ar fi prima echipă, aia care joc meciurile tari. Și ca tactică, e un test al meu, bineînțeles, că momentan încă nu sunt tactici pe piață. E o tactică care am pus-o eu pe FM Scout. O să vă las, o să vă las linkul în descriere. Da, pentru cei de pe YouTube, o să vă las linkul în descriere dacă o să-l vezi. Dacă în momentul ăsta vă uitați la filmulețul ăsta pe YouTube, o să aveți link în descriere. Sperând că între timp mi-au aprobat-o cei de la FM Scout și că au postat-o. Cum vă ziceam, pe FM Scout încă tactici nu sunt. Și oricum în beta mie îmi place să experimentez un pic și tacticile mele. Asta e bun, tactică de-a mea, m-am făcut eu așa pe loc. În principiu e pataking, că na, de-aia joci 4-2-3-1 și de-aia ești la FCSB. Cât mai restrânși, pase între spații, pase scurte, nu ne grăbim, minge în careu, că nu vrem să tragem de afară, că nu avem de ce. Repede facem pressing sus. Ce să zic? Și aici tactica de pe FM Scout o să o găsiți cu linia de fund și de atac mai sus și cu juca la offside. Acum eu am schimbat-o, de 3-4 meciuri am schimbat-o. De ce? Pentru că în simulările în timpul jocului am observat eu că majoritatea golurilor vin în spatele liniilor de fundaj pe mingi lungi. Și am zis, bă, stai că nu e bine, că totuși fundașii noștri centrali sunt cam lenți, și Plani și Lozano. Și am zis, hai să cobor un pic totuși linia, să vedem dacă nu cumva se fracționează față în stilul jocului cu mijlocul, pentru că mijlocul acum e un pic mai departe față de cum era înainte, când jucam cu linia de apărători mai sus și jucam la offside. Și zic, hai să încercăm. Momentan am văzut că merge. Acum, la fel, încercați și voi. În principiu, cam asta e tactica. Nu e mare babra în buleală. Ca poziții, standard. Wingback-urile pe atacă trebuie să-ți urce. Apărătorii pe ball playing, că și ei la fel trebuie să plece cu ea la picior să construiască. Un box-to-box pentru recuperări. Un deep line care să dea mingile. Un attacking middle fel care să-ți ducă în spatele atacantului să-l ajute. Doi inside forward să taie înăuntru și un advanced forward care să stea acolo și să le bage în poartă. Simplu. Bun. Staff-ul nu, vi-l arăt așa în mare. E, l-am refăcut complet aproape, mai ales la recruitment team sunt doi toți care sunt luați de dinainte. În rest, trebuie să vi-l luați voi. La coaching staff mai aveți loc, gen pentru un coach, doamne, pentru canapea, pentru un coach, dar ar fi bine să vă uitați un pic pe ei, să cam dați afară, că nu cine știe ce, iar la medical, la fel, n-aveți head sports scientist, n-aveți sports scientist în general, vi luați voi, dar e ok. Training îl las pe secund. Da, secundul. Secundul trebuie să vi-l arăt, că vi-l recomand. Bă, secundul e unul care a lăsat aceea de Argeș Vintilă când
că el e la echipă, nu știu cum îl cheamă, oricum nu mi-a plăcut de el sub nicio formă. Bă, și îl găsiți pe ăsta care are 12-16-16 și 8, n-are aici cine știe ce, dar tot e ok, 16-16 la judging și la potential. Bă, și e bun și vă vine de la Academia lui Shakhtyor, ceva de genul, nu-i dați nici bani mulți. Și vine și încă tânăr 4-6 și vă semnează și pe 5 ani. Deci chiar vi-l recomand foarte tare. Iar la fel, la altceva vă mai recomand, Chief Scout-ul, dacă nu mă înșel. Nu Chief Scout-ul. Unul din scoutări, parcă. Nu, Persina, Strainu, Boros, Aubame, ăsta. Uitați ce are ăsta. 12 cu 16, la fel 54, vine din Africa, ceva... D-asta, da, e super ok. Deci, recomand. Bun, meciurile. Bă, care au fost meciurile? Ca amicale am început cu, bineînțeles, meci obișnuit de FCSB 2, așa. Am jucat din ele cam până la AFC inclus. De la astea am dat go on holiday. În afară de la Cughet. Astea patru am dat go on holiday, dar ce am văzut în primele a fost ok. Multe ocazii, dar nu prea le-am fructificat cum trebuia să le fructificăm de obicei, însă ok. Ca și astelalte, nu știu cum au făcut egal cu Litex, bă, mine mă interesează să facă coeziune și să facă familiaritate cu tactică. Ca și meciuri oficiale, începe cu primul tur ăla spectaculos din Europa League, în care chiar salut Mihail Teodorescu, acum am văzut, salut. Da, cum spuneam, ca și meciuri începi întâi în Europa League, unde dai de o echipă de asta, de adunător de scoici. RFS, nu știu cine sunt, nici mai știu de unde sunt, ceva de până într-o țară de asta binecuvântată, deci Letonia, e clar. 4-0, 5-1, drum bun și la mai mare. Primul meci în campionat cu Chindia, inițial mi s-a părut foarte slab. Da, chiar slab, adică bine. Inițial nici m-am uitat la balance, dar după aia am, ca și transfer, ca și puterea transferului și wage budget available, e ok. Ca și balanță e groaznic, e undeva în zero. Eu am ridicat-o la 4 pentru că am vândut și mi-au intrat niște bănuți în condițiile în care eu acum am 90% transfer revenue, dar am avut undeva la 40 și au intrat și banii din Europa League și așa mai departe. Dar da, foarte slab ca buget, ai dreptate. Față de anii trecuți, mă, adevăr e că dacă Cioban a zis că până la urmă să autofinanțează echipa asta, nu văd de ce ar fi bugetul ăsta până la urmă, că anul trecut nu te-ai calificat în Europa și mi se pare oarecum într-un fel normal, știi? Pentru că dacă se autofinanțează, cum a zis el, mai ai bani. Plus că a cumpărat o dronă de jucători și salarii mari care... la jucători ca Salomão, care l-am vândut și salarii foarte mari și îl ții pe bancă, n-ai să faci jucători. În fine. Da, nu, dar niciodată n-a avut 5 milioane, 3 milioane, n-a avut niciodată. Adică în mare parte mereu a fost undeva într 1-2 milioane maxim. Dar aveai undeva la 4-5 în balance. Bani care era ok, pentru că ajungi oarecum la sfârșitul sezonului să fii undeva la minus dacă nu te califici într-o competiție europeană și ar fi normal să-ți dea un pic acolo. Dar știi cum e jocul mai frumos așa fără bani. Până la urmă trebuie să se echilibreze cu țara. Da, hai să revenim. Deci cu Chindia. Mă, nou promovată, am zis na, trebuie să bați, că n-ai cum să nu bați. Și am bătut 4-1, am început super ok cu Filipov gol, cum vă ziceam, au intrat foarte bine copilul în,
Copilul a intrat bine în echipă, dar după aia s-a stins, nu știu de ce. A dat Filipov 1, după aia au dat și 1, dar ne-am dus noi repede. Am făcut 2-1 iar repede prin Filipov și după aia repriza a doua a mai dat unul ca să-i comințim și a mai dat și Coman 1 pe final. Oricum au jucat bine. În returul cu ăștia, v-am zis, 5-1, nicio problemă, am jucat cu rezervele. După aia am avut un meci cu Liga Antic cu Iași. Bă, sincer, titulari, odihniți, într-adevăr, dar mă, nu știu, dacă are și Barcelona 10 milioane buget la început, e cam nașpa. Că ea n-ar trebui să aibă 10 milioane la început. Bă, uite, bine, mi-ai făcut curios. O să, uite, chiar o să mă uit și o să văd dacă e vreo problemă pe forumuri sau vreun bug legat de chestiile astea. Bănuiesc că nu a început și Sport Interactive să bage bugete de împurt așa după nume. Bănuiesc că niște căutări, research-uri statistici au făcut și ei. Acum, dacă și Barcelona are buget de 10 milioane, sincer, nu-i prea bine. Da, nu știu, nașpa. Ok, cum ziceam, cu Iașu. Păi cu Iașu am avut un meci care mă așteptam să fie greu, dar după cum se vede n-a fost greu. 6-0, 3 babe Coman, 2 Tănase și 1 Vână. Și au fost așa, am fanfar, n-au avut eu ocazie. După aia am avut turul 2 cu Hagis, un altă echipă de asta de panglicari. Și, bineînțeles, la fel, rezerve 5-1, am închis calificarea din primul meci. După aia, meci cu Viitorul. Viitorul, na, contracandidată, sincer, chiar arată bine lotul lui Viitorul în FM. M-am uitat un pic pe jucători și după CFR, care are primii 6 cei mai buni jucători din Liga 1, după aia urmăm noi cu vreo 2 sau 3 și după aia e Viitorul cu vreo 2 sau 3. Și noi suntem cu vreo 2 sau 3 în condițiile în care unul din ei e un jucător care nu există la început de carieră, în sensul că l-am cumpărat eu, fundașul central. Dar mă așteptam să fie un pic mai greu, totuși nu știu cum, doamne, iartă-mă, i-am dat 4-2. Și nici n-a fost oarecum strâns, adică am avut 1-0, ne-au egalat ei la sfârșit de... Le-au egalat, nu, am avut 2-0, au dat ei 2-1 pe ultimele minute din prima repriză și după aia le-am dat noi 3-1. 3-2 și 4-2. Ok. A venit returul nesemnificant, rezerve, nicio... Mersi. Chiar, bă, să știi că chiar mă bucur. Ești primul meu fan în raid. Mersi mult. Mersi, bă, chiar mersi. Mă, sunt la început tot drum și chiar mă bucură când văd că e lume care apreciază ce fac. În sensul că e de muncă oarecum și nu e chiar ușor. Plus că te demotivezi destul de repede dacă nu ești ambițios. Pentru că, na, toată lumea la început se așteaptă să faci repede și pe YouTube și pe Twitch și peste tot 500.000 de milioane de view-uri. Dar nu e chiar așa. Mersi mult, chiar apreciez. Și ce pot să zic, dacă ești chiar așa de un fan al meu, fă-mă cunoscut și pe la prieteni. Dă și tu share-uri pe acolo, pe la canalul de YouTube, la Twitch, la live. Hai să facem comunitatea frumoasă, pentru că România duce în lipsă de YouTuber care să joace FM, din punctul meu de vedere. Sau cel puțin duce în lipsă de oameni care... Duce în lipsă de oameni care să promoveze conținut, să facă gameplay și să facă ceea ce fac youtuberii din Anglia până la urmă sau și pe Twitch. Deci chiar cred că e nevoie și chiar mersi mult de încurajări. Eu o să o fac, eu chestia asta o fac pentru că îmi place, eu chestia asta o fac pentru că oricum eu joc FM zilnic, eu chestia asta o fac pentru că mă relaxează, nu o fac acum pentru bani sau faimă sau valută, dar o fac pentru că îmi place, nu o fac acum pentru nu știu ce. Îmi place, oricum eu mă joc și ce mi s-a pus pe un record și să vorbesc. Mă mai descarc și eu, că de multe ori mă joc și vorbesc singur până casă. Bun,
mersi mult. Hai să mai trecem și pe aici, că mai uite, o să uite probabil și cei de pe YouTube și nu o să înțeleagă nimic din partea asta. Dar mersi mult. Mersi mult de încurajări și chiar sunt binevenite. Chiar sunt binevenite. Bun. Întorcându-ne la ce am vorbeam, Hagi sunt 4-1 cu rezerve, după aia meci greu, Craiova 2-0. Sincer, dacă nu-l dădea afară pe Vlădoiu, nu știu dacă rezultatul ar fi fost ok sau nu știu dacă am fi reușit să învingem, pentru că eu am început meciul mai bine ca noi oarecum și m-am speriat un pic la un moment dat, am crezut că ne așteaptă prima înfrângere, dar i-a luat repede... Nu meciul ăsta, stai, că am luat o rază. Nu, Vlădoiu a fost în 85. Nu a fost în meciul ăsta. Da, nu cu Craiova, am mai avut undeva un eliminat cineva care a jucat cu noi și... Haide, nu mă face de rușine, femeule. Da? Ceva... Nu. Da, nu. Înseamnă că n-a contat foarte mult chestia aia. Înseamnă că nu știu care a fost, ce a fost faza și care, ce a fost în capul meu. Ideea e că a jucat bine Craiova. Să o facem mai scurtă. Cu minus, omul minus, meci în plus, nu contează, a jucat bine. Bun, după aia am avut turul 3. Bă, sincer, ăsta știam că sunt ușurei, dar sincer nu mă așteptam așa ușor încât să le dau 8-0 din prima manșă. Mersi că ai dat așa. Nu știam că sunt așa slab. Mă așteptam un pic mai tare, mai ales fiind turul 3, mă așteptam să fiu un pic mai tare. Oricum, le-am dat 8-0 în primul meci în deplasare cu rezervele, până și Ciorbagiński a dat gol. Și am încheiat calificarea în play-off. Am avut derbiu cu Dinamo, la fel Dinamo ne-a pus probleme destul de mari, deși venea după o înfrângere sau niște egaluri de-astea foarte aiurea, sincer, dar fără să am foarte multe resurse la dispoziție, mai ales că jucătorii erau destul de obosiți, pentru că chiar dacă am jucat cu rezervele, au tot fost meciuri din 3 în 3 zile și plus naționala, fără să am încredere foarte mare în ce putem face meciul ăsta, bă, totuși am reușit să batem. Ceea ce e foarte bine în derby și în deplasare. După aia returul, aici la fel. M-a interesat doar strict pentru coeficiență. Dăm gol și să batem ca să nu avem treabă, să nu ne facem de râs cu o echipă care i-a dat 8-0 în tur. Am avut Hermannstadt... La fel, am făcut un mix rezerve titular pentru că după aia urma un meci cu Torino. Și am bătut și aici. Prima repriză am rezolvat meciul. Bă, și după aia a venit meciul ăsta. Bă, n-aveam speranțe, sincer. Deci dubla cu Torino a fost primul sentiment de FM din FM 20. Cine joacă FM înțelege ce... Care e faza cu sentiment de FM? Am picat cu Torino, cea mai proastă echipă cu care noi puteam să picăm, în sensul că de bună ce e. Și deci cea mai proastă tragere la sorți pe care am avut-o, pentru că am picat cu cea mai bună echipă dintre toate, din urna a doua, pentru că noi am fost cap de serie, cu care puteam să picăm. Și ne-am ales cu Torino pe cap. Când am văzut sincer că am picat cu Torino, am zis, bă, frate, cam asta e, la revedere, drum bun, n-avem ce să facem, o să pierdem. Am zis, hai să vedem ce-o fi. Începe meciul, la ei acasă, băieții direct gol, știi, minutul 11, Baseli 1-0. Nici n-apuc să le dau ceva motivațional, să le dau un demand more sau un ceva, minutul 36, Belotti. 2-0. Zic, mamă, să vezi, ne dau ăștia cu terenul în cap, la revedere. Deja mă gândeam, știam că am meci cu Astra, zic, deja mă gândeam, joc cu Astra cu titulari, că e mai important, că oricum am pierdut calificarea și o să bag rezervele în retur cu Torino, că și așa n-are rost, în fine.
Bă, după golul lui Belotti, buf, direct gol de Nisman, 2-1. Zic, bă, frate, dacă rămâne așa scorul, e foarte bine, avem șansele noastre, nu mă așteptam. Bă, ce e drept că după golul lui Nisman, nu cred că am mai văzut două faze de poartă. În sensul că s-a dus, vum, direct, la revedere, s-a terminat meciul. Și 2-1, zic, opa, stai că e bine. Am mers să jucăm acasă cu Astra, care acasă, ca o paranteză, acasă pentru noi până undeva la meciul cu Botoșan, dacă nu mă înșel, sau un pic mai încolo, a însemnat Nicolae Dobrin, la Argeș. Că după aia te muți iar pe Național Arena, dar până atunci joci pe Dobrin. Bine, stadioane aproape pline, asta nu e problemă, știi, asta e un lucru bun. Joc cu Astra, zic, bă, trebuie să joc un pic și pe titularii Astra e pe 2, dacă nu mă înșel, și momentul de față în clasament, sau oricum pe 3, joacă foarte bine. Și zic, bă, trebuie să încercăm să băgăm un pic și de titulari. Și am jucat și un pic de titular, pentru că, uitați, Ordagic, de exemplu, e titular, normal, vine după meciul cu Torino, n-ar trebui să joace, și am bătut 2-0, chinuit, în sensul că un gol pe final de prima repriză și un gol pe final de a doua repriză, dar important e că am luat 3 puncte. Și a venit hegemonia asta frumoasă, în ce sens? În sensul că, hai că pe asta vreau să și vă arăt, mă, în sensul că acasă un meci cu Torino, unde știi că au jucat super bine acasă la ei și unde știi că șansele tale sunt destul de mici. Și zici, bă, aia ce o fi. Și se întâmplă treaba asta, că joci de la egal la egal la șuturi și chiar îi domin puțin la posesie. Un lucru foarte bun, am jucat băieții bine, nu extraordinar, pentru că nu sunt toți inverziți la note, adică Ordagi cu 6 cu 5, Filipov 6 cu 5, medie de 6 cu 8. A jucat foarte bine Panțărul, care a dat și gol și a dat un gol foarte frumos. Cred că ne și uităm la el, o să ne uităm la el. A jucat bine Lozano și a apărat, a scos Bălgădean niște mingi extraordinar de importante. Hai să vedem golul. Mi se pare că golul a fost super frumos. Mai mult ca sigur, mi-au cam minte că a fost super frumos. Oricum, ca și idee, gol Panțărul 59, bagă tati cur în poartă românește vorbind și pe așa, am băgat în poartă fundulețul și am tras de el, de timp, de tot ce am tras până când s-au dus minutele și ne-am calificat și la revedere. Merge cu frame-uri, dar nu-i nimic. Deci v-ați prins de goluri cum în mare parte. Cap din careu, dar aproape la limita careului mare, drăguț foc, ce să zic. Și uite așa am scos noi pe Torino și am ajuns în grupe, care era primul obiectiv. Obiectivul principal sau nu știu cum să zic. Bă, am o curiozitate pentru cine să uită, dacă să uită cineva sau așa. Zim și mie un pic ca și stream, pentru că eu nu-mi văd stream-ul meu, adică nu știu cât de fluent e. Merge cum trebuie, să vede cum trebuie sau framează ca naiba și vorbesc aici robotizat? Zim un pic, merge, e ok stream-ul, e ok live-ul? Scrieți-mi în comment sau cine să uită, dacă e 1-0 sau vorbesc singur care e bunul pe aici. Cine e, cum e să uită, să-mi scrie cineva în comentarii dacă e tot în regulă cu stream-ul și nu framează și se vede ok. Da, aștept. În fine, până scrie cineva ceva. Da, și am trecut de Torino, am dat în grupe. Grupele fiind primul obiectiv, ceea ce a fost ok, iam. Dar oricum, să mișcă greu în timpul meciului, bine, aia e și regenerare de salvat de gol și aia oricum se vede ca curul, dar cred că în timpul meciului o să vadă mai bine. Hai că vedem, că oricum îi dăm bice, mai vă explic un pic cu alta și continuăm cu asta, că nu vreau să dorm pe tastatura aici explicând. Ok, bă, după meciul ăsta cu Torino, eu am o zicală, eu am o chestie în...
Eu am o chestie în femei. Eu știu foarte bine că în momentul în care ai un moment în care scoți o echipă mai mare ca tine sau faci un rezultat în, cu nu știu ce echipă după în Champions League de rup gura târgului sau niște chestii de genul ăsta, când ai o realizare măreață care normal în realitate ar fi șanse mici să se întâmple, ca să zic așa, eu știu că după aia urmează o serie nașpa, un campionat de obicei. Sau te bate, nu știu, te bate în Cupa României o echipă de Liga 3-a. Deci, în principiu, cam asta știu că se întâmplă. Și este că s-a devenit și în FM20, pentru că după meciul cu Torino, când cântat eram eu și când îmi frigeau mie călcâiele, am făcut egal cu Botoșani și m-a condus, am făcut egal cu Sepsi și mi-au dat un gol, Ișvan Fülöp, care trebuie să-l vedem, chiar dacă o să vadă iar Kakuru. Bă, mi-a dat un gol la jumatea terenului, minutul 92. Ceva n-am mai văzut până acum. Dacă se și încarcă. Și m-au și dominat, adică au fost peste mine ca și joc. Ca degeaba, că nu e ceea ce trebuie. Deloc n-a fost ceea ce trebuie. Hai să vă arăt golul ăsta lui Fülöp după aia. Cred că mă duc că mi-au niște țigări și... Ăstea lui Crețu, dar nu ne uităm la tot. Hai să ne uităm la Fülöp și atât. Deci uitați gol aici. Hai bă. O, de gol. Cum să dai mă golul ăsta? Deci eu nu înțeleg cum a putut să dea golul ăsta. Nici în 19 n-am mai primit goluri de genul ăsta. Deci nici în 19 n-am primit goluri de genul ăla. E inadmisibil să primești golul ăsta. Bă, ce n-am? S-a blocat stream-ul? Mie mi-a dat că s-ar fi blocat stream-ul. Sper că nu s-a blocat. Bă, nu știu dacă s-a blocat sau nu. O să reintru și eu pe el pe telefon ca să văd care e faza. O să vă rog să așteptați un pic. De fapt, ce să așteptați, că putem vorbi. Da, bă, și mi-a dat golul ăsta și, uite, așa m-au egalat în ultimele minute și mi-au sărit dracii, ca mai apoi să am primul meci în grupele Europa League, grupe care, din fericire, măcar atât. Două secunde. Că trebuie să mă loghez. Grupă care am picat, în care am picat cu Jablonec, cu Tel Aviv și cu Beşiktaş. O grupă foarte ok din punctul ăsta de vedere. 9, 7, 5, 7, 2, 1. Asta e un cod care n-aveți ce să faceți voi cu el, de-aia l-am zis cu Guran. Mare. E un cod de streaming, așa că... Da. Mamă, a trecut deja o oră, nu-mi vine să cred. Că a trecut o oră. Da. Am pornit stream-ul pe telefon și m-ați auzit în dublaj.
Păi, că sunt trei vizualizatori, acum că sunt trei cu mine, asta nu știu, dar e bine, înseamnă că nu sunt singur pe aici de nebun. Adică știu că ești tu fanul meu number one, dar văd că mai e cineva pe lângă fanul meu number one, ceea ce e bine. Ok, și revenind, am picat cu Jablonec Tel Aviv și Beşiktaş și după două egaluri cu Botoșani și Sepsi în campionat, zic, bă, mă duc la Jablonec, mă duc în Europa League cu Jablonec ca să rup gura târgului, că e cea mai slabă echipă teoretic din grupă. Iete că n-a fost, iete că m-a și condus și iete că de-abia am și reușit să egalez, dar am zis că iară nebunesc pe aici. Am trecut peste, în fine, am avut meci de cupă, rezerve cu Farul, de-abia am bătut cu rezervele și după aia ne-a revenit. Meci cu Gazul 4-1, Tel Aviv 1-0 și cred că ăsta a fost, mă, meciul de care vă ziceam și la Craiova. Da, aici dacă nu îl elimina pe ăla în 84, nu cred că le dădea în gol și nu cred că nici am 3 puncte, dar bă, ce bine e că oarecum i-am bătut. 3 puncte cu o echipă care cred eu că ne batem cu ea la promovare în primăvară. Voluntar 3-1, no problem. Am făcut un amical pentru că vă spuneam la început, eu am avut până la meciul cu Gaz Metan sau cu Farul, dacă nu mă înșel, am avut faza cu apărarea la Steaua trebuie un pic de timp să faci Wonder Kids, buget și alte cele. Dar ai și tu un pic răbdare, joacă-te și tu câteva sezoane și o să-ți faci și bănuți dacă intri prin grupele europene, prin Champions League. Da, pe cam asta e modalitatea care o facem toți dacă vrei să faci ceva în România în principiu, dar trebuie să ai și răbdare. Bun, și cum ziceam, până la meciul undeva cu Farul, am jucat cu apărarea sus și la offside. Când am văzut că golurile pe care le au majoritatea vin în spatele apărătorilor, am modificat un pic tactică. Ca și familiaritate n-am pierdut foarte mult, însă am pierdut un pic cât trebuia pe top de possession. Și am zis, bă, hai totuși să... Am văzut că merge, am bătut Farul, am bătut Gazul, am bătut Tel Aviv voluntariu, am văzut că ne redresăm și am zis, bă, hai totuși să... încercăm să facem un amical în pauza de competițională, că au jucat naționalele, cu jucătorii care au mai rămas pe la noi, și să mai creștem tactica. Așa am făcut un amical cu Varna, am bătut și la revedere și la gara. Bun, și a venit meciul, derbiul cu CFR, la ei acasă. Ce se întâmplă? CFR-ul nu prea e CFR-ul, în sensul că... Spre surprinderea mea, deși are un lot mai bun ca al nostru, vă zic sincer, are un lot mai bun ca al nostru, are jucători care scotați mult mai bine și care au statistici mult mai bune ca ale noastre. E, păcat că degeaba, că practic CFR-ul cam uite așa merge. Cam asta e CFR-ul de la meciul cu Viitorul. CFR-ul care într-adevăr a ajuns și în grupele Europa League. A bătut în primul tur din Champions și a pierdut cu Zagreb, lucru care e normal, dar a spus după aia pe nome Caliju și pe Astana, care e prietenul de realitate. Și i-a scos și pe ăștia. Și... Stați un pic, că nu știu ce îmi dă pe aici. Da, salvează, nu mă interesează. Ok. Da, și a fost pe Astana, după care a avut o decădere, așa, nu știu ce s-a întâmplat, de Viitorul, bătaie, Rijeka, bătaie, Iași, Egal, Saint-Étienne, bătaie de la Dinamo, bătaie de la Chindia, bătaie de la mine, bătaie de la Olympiacos și mai mult ca sigur o să-și am bătaie și de la Craiova. Deci CFR-ul nu e ăla care îl aștepta sau care credea că o să fie, sincer. Deci am bătut 3-1, meci ușor, sincer, chiar nu mă așteptam. Și apoi am întâlnit și noi o echipă pe modul Torino, așa, care ne-a trezit un pic la realitate, în sensul că ne-am întâlnit cu Beşiktaş, care până atunci de-abia bătuse 1-0 și 2-1, dacă nu mă înșel, pe Jablonec și Maccabi Tel Aviv.
Și zic, bă, dau un pizan și mergem bine. Ce poate să fie rău așa? Trebuie să rezolvăm cumva și trebuie să fie treaba. Treaba așa că un egal luăm spate și noi. E, lui egal, neegal că minutul 6 ne-a dat o babă. Lui aici, după aia în 35 cel nenii ne-a mai dat o babă și ne-a liniștit. După pauză am încercat să-i redresez și am redresat așa de bine încât în 65 ne-a mai dat unul Hutchinson și Cică a dat Mutinho în 76, care l-am băgat în minutul 70, l-am băgat în teren că mă săturase cum juca echipa. Dar după aia ne-a tăiat de nou Mau, Tyler Bott și cu Tokyoz că ne-au mai dat două babe și așa ne-a comințit cu 5-1. Și bun, acum ajungem în punctul în care chiar ne și jucăm după aproximativ, cred că o oră. Cât a trecut? O oră, da. Deci o oră de vorbăraie și acum ne și jucăm. Cred că ora asta nici nu bag la YouTube. Mă mai gândesc. Bun. O să vă las așa pe imaginea asta o scurtă pauză. Pauză la modul de 20 de secunde cu microfonul stins că trebuie să fac ceva și după aia revenim și dăm continuu și dăm bice. Gata. Salut, Riciu 7. Tactica mea este asta. Am arătat-o și la început. Merg pe attacking. Merg pe ce să juca în trecut. Pe gegenpress. Da? Cu formație cât mai restrânsă. Plecăm de la portar cu pase în spațiu. Jucăm în careu mingile. Nu le tragem din afară. Cu timpul, cu pasele scurte și timpul un pic mai lău. Mingile le dăm pe flancuri în principiu. Imediat cum o pierdem counter press, că asta a rupt gura târgului în 19. Așa, cu distribuție la wingback și cu aici la alegerea ta, ori joci cu apărarea undeva aici, și cu atacul undeva aici și faci așa și joci la offside. Astea au fost meciurile care le-am jucat până în gaz metal. Cam așa le-am jucat. Ori dacă vezi că e prea multe goluri din mingi lansate peste apărarea ta, ca să zic așa, poți să o duci cam așa echipa. Așa. Și să nu mai joci la offside. Cum crezi, cum vrei. Bă, sincer, cam așa era, dacă nu mă înșel, da. Deci, ori, eu cam așa le joc, în funcție de meciuri. Mai schimb și tu în timpul meciului, mai una alta, că nu pot să le lași standard. Bun. Hai să-i dăm bice. Că avem un meci greu cu Craiova în Cupa României. Bă, Cupa României nu știu să o joc serios sau nu. În sensul că am obiectiv să ajung minim în finală. Dar sincer nu mă interesează așa de mult. Vreau primăvara aia europeană și vreau campionatul. Campionatul în care nu ai obiectiv campionatul. Și ai obiectiv să te bază titlu. Acum eu zic că îl iau, după cum am văzut că sunt echipele și după cum merge treaba, eu zic că îl câștig. Să vedem. Să vedem ce facem acum. Nici nu știu cu ce să joc. Cred că fac un mix de rezerve titular. Să vedem cam care le este forma. Să văd ce formă au și vedem. Vedem. Mă, clasamentul de Liga a doua, sincer, nu m-am uitat la el. Dar... Stai că mai bine fac așa. Liga a doua arată cam așa.
Nu, no, uite, Petrolul Rapidu, cine se vrea promovată și cine se vrea promovată și anul ăsta, dar de fapt nu e promovată anul ăsta. Dar văd că merg bine și Petrolul și Rapid. Ripensia pe 3, Clujul, UTA. În mare echipă de tradiție, în afară de văd Farul și Politehnica. În afara echipelor de tradiție, nu prea sunt pe la retrogradare altele. Văd că cine să vrea și anul ăsta să promoveze e acolo sus. Deci asta e bine. Chiar aștept derbiurile cu Rapidul de Liga 1. Sunt curios că acum mă uitam la acum că mi-ai zis de Liga 2, sunt curios ce se întâmplă cu Dacogetica, cu Juventus. Mam, 4-0, 2-1, 3-0, da, ce să zic, Viitorul, Craiova și astea stau bine. Sunt curios ce se întâmplă cu Dacogetica, pentru că dacă s-a retras în realitate din campionat, acum nu știu dacă în FMU să implementeze ceva, măcar o chestie de retragere sau să dea 3-0 la Masaver, la toate echipele, habar n-am. Să stea un weekend de căciulă, nici nu știu. Chiar nu știu. Două secunde, iar vă mai las singurei. Gata, m-am întors, m-am dus să iau niște țigărele. Mai se uită cineva la mine sau... O, 4! Salut pentru cine e nou. 4, cred că cu tot cu mine. Deci 3. 2 îi cunosc. Fanul meu forever, Michel Teodorescu și Riciu 7, cel de-al doilea, al treilea, nu știu cine. Sper să-ți placă, sper să rămâi. Bă, nu uitați, în continuare, nici nu știu unde să pun... Nici nu știu dacă pot să pun în principiu, dar nu uitați, am YouTube-ul ăla, o să facem serii pe acolo și o să ne ținem cum trebuie de YouTube mai degrabă. Aici nu știu cât de des o să stau pe Twitch, pentru că nu, cum vă ziceam, bineînțeles că Craiova i-a bătut și pe CFR, 3-0, v-am zis, CFR-ul nu știu cât mai ține pe Dan Petrescu, sincer. Da, și ziceam, bă, nu știu cât fac pe Twitch sau cât mai stau pe Twitch. În principiu, YouTube o să fie baza. Pentru că o să mai apar și pe Twitch din când în când, dar nu o să devină o obișnuință. Gen, o dată pe săptămână, probabil, nici măcar. În schimb, pe YouTube o să pun în principiu, cred că o să mai pun de la cariera asta... În fiecare miercuri cât un rezumat, iar luni și vineri cred că o să încep o carieră nouă. Astea toate odată cu lanciu, release-ul oficial de pe 19, care e peste 2 săptămâni, 3. Dar vedem cum se mișcă lumea. Bun, deci Craiova vine după 3-0 cu...
CFR. Sunt curios cum se vede. O să fac o treabă ca să am frame mai bun. Și anume, eu mă joc la high sau chiar ultra high, dar o să schimb calitatea. O să o dau undeva pe medium. Ca să am frame-ul mai bun pentru stream, că frame-ul mai în timpul jocului frame-ul mi-e bun mie, dar am văzut că pe reluări și pe asta nu prea se vede foarte bine și sper să se vadă ok. Acum vedem. Vedem. După aia avem cu Iașu, Iașu e pe 10, nu duce prea bine. Trebuie să facem un mix. Un mix de jucători, ca să ne joace și în cupa asta, cu meciul ăsta important, și în campionat cu Iași, deși sunt 4 zile. Popescu 45, nu încercăm. Hai să vedem. Pe prima echipă ar fi asta. Și sunt toți pe la 100%, în afară de Popescu. O să-l bag pe Crețu în locul lui Popescu, pentru că Denis, doamne, Manea cam pe minutul 60 nu prea mai are energie. Și îmi trebuie un locuitor pe partea aia în cazul ăsta. Și cam atât. Bă, eu îi dau cu titularii, chiar vreau să-i bag pe Olteni. Sunt curios, cum am zis, de treaba asta cu în timpul meciului. Chiar sunt curios. Ioniță, Ivan, Colic, joacă și așa cu titulari. Mihailă, Cicâldău, Mateiu, e bine. Bă, cine a mai rămas și cine să mai uită momentul de față, chiar vă rog, scrieți-mi în chat dacă să vede nașpa eventual sau ceva. Ca să știu o treabă. Bun. Hai să le dăm un...